Hello, hello, a venit momentul să punem sograsul în funcțiune și să începem să facem sublimare. Nu credeam că o să spun asta prea curând, dar a sosit momentul. În sfârșit, avem tot ce ne trebuie, avem presa de căni, o presă normală și putem să dăm bice. Cartușele sunt aici, încă nu i-am făcut setup inițial, așa că hai să o pornim și să vedem ce se întâmplă, ce zice. Avem semnul exclamării, set the ink correctly. Bun, primul lucru ne cere să punem cernelurile. Așa că o să deschidem aici și o să punem cartușele astea. Fiecare la culoarea lui. Asta este cartușul de cyan și asta vine aici. Asta e cartușul negru, e și mai lat, intră aici. E așa. Ca să nu suntem siguri care unde vine, avem aici legenda. Bun, asta este cartușul de magenta și o să-l punem lângă. E așa. Și cartușul de galben, yellow, punem aici. Bun. Închidem. Dăm un OK. Nu i-am dat nimic, n-am apucat să-i dau nimic. Își face ink charge-ul, do not touch for 7 minutes. Ok, 7 minute, o lăsăm în pace. Sau vrea să oferă și un call one-to-one pentru setup-ul inițial, dacă crezi că ai nevoie și crezi că nu o să te descurci să faci asta. Adică, efectiv, cu producătorul poți să programezi o ședință în care cineva să te îndrume prin video call cum să faci setup-ul ăsta. Ceea ce mi se pare awesome. Între timp să-mi aduc laptop-ul. Și o să punem aici. Ne zice că mai durează 5 minute. Și asta a fost prima dată efectiv când am pornit-o. Nu mai avea cerneală înăuntru și acum o să pape o bună parte din cerneală. Pentru că la setup-ul inițial trebuie să umple furtunele și capul de printare cu cerneală. Între timp o să descarc software-ul pentru imprimanta asta de la Sogres, bineînțeles. Și avem aici Print Manager. Download for Windows. Bineînțeles, mi-am făcut un cont întâi pe Sogres pentru că odată ce mi-am descărcat software-ul, o să-mi ceară să mă loghez pe contul respectiv. Până se instalează acolo, aici mai avem încă 3 minuțele. Iată, pe gata. Putem să punem hârtia între timp și avem aici Sublimation Paper Tropix Classic. Nu știu care e cea mai bună hârtie de sublimare, dar o să învățăm împreună. Evident, eu sper că e asta. Așa. Ce? Nu știu eu cum era oare cu print side down. Nu știu cum se pune hârtia în tavă. Adică care e orientarea. Dar la cum văd imprimanta asta, foarte probabil să o întorcă și atunci trebuie să fie cu partea printabilă în jos. Și acum să vedem care e partea printabilă. Deod nu știu care e partea printabilă. Este una mai shiny și una mai puțin shiny. Hai să vedem așa, o punem cu partea shiny în jos. Aici. Punem asta aici. Face update de firmware. Este un pic. Hai să facem un puzzle. Da, bun. Hai să vedem, să începem, să testăm și să facem un print A4. Și o să-l prezentez din Photoshop, pentru că Photoshop-ul înțeleg foarte bine. N-ar trebui să fie mare filozofie nici în softul de la Sogras, dar vreau să printez de aici, așa că hai să vedem, vreau o poză anume, nu e aici, unde este, așa, asta, în regulă, și o să o punem aici, să o mărim, să o printăm pe un A4. Bam, bam, așa, ok, centrăm un picuț, bun, și dăm un control P și să vedem ce se întâmplă. Ok, Sogras SG500. Center top, pam, 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 scale to fit media. Deci sunt 100%. Hai să vedem print settings. Nu știu dacă imprimanta asta nu printează borderless. Hai să vedem document size. Să zicem că este A4. Ok. Same as original paper. Nu-i plain, e glossy inkjet. Zicem postcard. Ok. Speed priority nu. Hai să punem high quality. Ok. I don't know what I am doing. Print. Și să vedem ce se întâmplă. Nothing. Aha, ok. Bun. Come on, gimme, 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 gimme. Ok. Bun. Și am eu o vagă pres... pare cam faded. Ok. Nu știu dacă așa ar trebui să apară sau nu, dar o să aflăm. Cred că trebuia să-i dau flip, așa-i?
Cred că trebuie să-i dau mirror. Dacă se sublimează așa, da. Of, hai să-i dăm un mirror. Și îi dăm aici image, image rotation, flip horizontal. Bun. Și acum mai dăm iarăși print. Și între timp să pornim presa. Și dacă nu greșesc, o să am nevoie de 200 de grade la 60 de secunde, la 1 minut presare. Bun, bun, bun. Bun, 200 grade, să punem 60 de secunde. Bun, lăsăm să se încălzească. Din cum se poziționează astea așa, aici una peste alta. Vedeți că cei care au făcut cel puțin o chestie sublimată în viață, râdeți acum de mie de numă, așa-i? Și cumva asta trebuie să vină așa. Bun. Ok, bun. Nu vreau să murdăresc platanul, așa că o să pun folie de copt peste tot. Asta aici, cred că ar trebui să-l lipesc una de alta, dar n-am să fac asta. De ce? I don't know. Ce nu știu în schimb e dacă să-l îndepărtez la cald sau la rece. Nu am idee, sincer. Dacă ar trebui să-l las să se răcească întâi sau nu. V-am zis că habar n-am ce fac. Deci, la presa asta, by default, când presez tricouri și așa, îi șurubul la maxim aici. Și pe măsură ce se folosește, materialele mai cedează, se mai întinde un pic, se mai hâiește. Și nu mai poți să, nu mai ai unde să mai desfaci din șurub. Și atunci, în timp, ea nu mai presează corect, nu mai are suficientă presiune la chestii super subțiri. Și la tricouri apar probleme. Sau, no, probabil și la sublimare, că sunt chestii subțiri, nu sunt hanorace sau bluze sau geci sau chestii genul ăsta care sunt cât de cât groase. Și de-aia am pus cartonul ăsta acum ca să pot să presez bine, chiar dacă șurubul mi-e la maxim deschis sau aproape. Acum trebuie să fac un test, dar nu pot să fac un test pentru că e aproape fierbinte presa și s-ar putea să stric intenționat printul și nu vreau asta. Așa fierbinte, nu mai a fost niciodată presa asta. Ok, prea mare presiune. Prea mare. Bun, 60 de secunde. Hai să vedem ce se întâmplă. No, văd deja o problemă, ceva eu n-am pus aici bine. O parte din puzzle e în afară. No, aia e, învățăm. Încă un picuț, încă un pic, încă un pic. 6, 5, 4, 3... 2, 1, bam, scoatem asta, scoatem asta. Oh, îi cred cât e de fain, nu cred. Wow, wow, wow. Ni cât e de fain. Și aproape bine. Ce nu miroase? Da, pute cartonul ăsta. Mă rog. Cartonul ăsta pute. Jesus, ce fain. Vezi ce fain e. E aproape bine. N-am centrat bine hârtia. Sau poate s-a mișcat. În timp ce așezam eu. Mamă, ce mișto. Ce culori cool. Ok, this is awesome. Mai faci unul. Să mai fac unul? Da. Să fac unul bine de data asta. Da. Ok, adică ar trebui să fie la fix. Mă, că trebuie așezată perfect. Se vede aici acum, s-a mișcat. Da, ce tare. Da, ce fain arată. Ok, bun, hai că mai încercăm încă una. Trebuie lăsat să se răsplească sau ce? Nu, neapărat. Poate fi atins? Da, sigur. Știi că la ajuns face și face. Desfăl și făl. Am reușit! Tot aproape jumătate de oră. Bravo! Știu! Good job! Ce nice! Dar ce glossy îi! Very nice! Căutăm și mat. Stai liniștit! Căutăm și mat. Dar știi de ce? Că mă bătea lumina și nu vedeam ca lumea pe piesele. Știi, de asta mă întreba dacă nu sunt cumva și mate. Tomatele poți face mai bine și poți să te uiți în orice unghi că le vezi, dar dacă sunt lucioase, nu. Că știi, bate lumina și se vede dubios. Asta înseamnă să testezi înainte să vinzi. Ia-i mă testul!
Bun, hai să vedem. Mai facem încă unul din ăsta. Și... Cum? Identic. Cu ce vrei tu? Nu, bun, perfect. Să fie ok. Și trebuie să facem niște layout-uri pentru cănuri. Ai că să le faci tu sau le fac eu? Mă, dacă am terminat cu seta cu imprimatul, mai trebuie să stau acolo în fața ei. O să mă pun apoi la birou. Și să-mi fac layout-urile pentru cănuri. Și să am nevoie niște hârtii. Sunt deja printate ciorne, nu vă temez, nu stric hârtie bună. Și avem trei tipuri de cănuri. Una, două, trei. Și o să mă pun eu să-mi fac layout pentru astea trei tipuri de cănuri. Și asta, doamne feri. Bun, și o să-i măsor înălțimea. Hai că o să o fac de 8 înaltă. Înfășor aici. Și văd cam până pe unde vine. Așa. O să o măsor. Avem aici 8 pe 21,5 pentru cana asta. O următoarea cană 9,5 ori 25. Bam, bam, bam. Și am dimensiunile acum pentru layout-uri. By me, dacă o să putem presa pe cana asta, că asta e mult mai mică decât astea alte. Și scriem acum Photoshop-ul și o să-mi fac layout-urile pentru fiecare. New file și am zis că pentru prima trebuie de 8 ori 21,5. Și le punem pe centimetri, width 8 pe 21,5. Să mă întreste DPI, RGB, bun. Image, rotation, 90. Bun, ar trebui să fie în regulă. Hai să îi dăm un print. Primește informația, tragem asta. Dar de mine nu i-am dat mirror. Dar știi ce? Nu contează. Nu contează că din orice direcție te uiți, e ok. Și încă unul pentru încă un puzzle. Avem acum pregătit aici următoarea poză pentru al doilea puzzle. De data asta sper că o să-l centrez bine. Așa că o să dau drumul la presa. Nebun, pe asta am printat-o cu 102%. Dar... arată la fel. Și sper că acum n-am mai pus cartonul, să vedem, sper că e suficientă presiunea. E, pare ok. Un minut? Da. Un minut la 200 de grade. Da. Sublimare. Până atunci, dai te rog frumos să stea bine, bine la trimmer. 4, 3, 2, 1... Bam! Ok, și acum iau eu asta repede de aici, nu, nu s-o iau că e lipită, goddammit. N-am gândit-o. Vezi, frate. Okay. Bun. Ce culori mișto, mamă, mamă. Și uite efectul de care zicea Diana, când te uiți. E aici și strălucește. Nu vezi exact piesa când le faci. Partea nasoală e că rămâne un ticuț de dungă albă aici. Of, 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 of. Am putea contracara asta lăsând un chenar alb de jur împrejur. Fie și mai clar și mai simplu pentru oameni cum să le aranjeze. Da. Hai să vedem cănurile acum. Te-am luat parte presa asta și punem presa de căni. Așa. Asta aici. Hai să vedem cum potrivesc cănurile aici. Asta e clar. Asta e sigur că o să potrivească. Grâtă aici. Bine. Trebuie să o și deschid. Așa. Și când o strângem, să fie așa. Deci mai trebuie strânsă. Pam, 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 pam. Ok, hai că ne apropiem de adevăr. Ar putea să fie așa. Ok, cu asta e clar. Cu asta cu care am emoții. Cu asta. Eu pe asta mă tin că nu o să putem face. Să se putem cu presa asta fără modificare, adaptări, chestii, chestii. Nu. Pentru că pare strânsă. Bun, hai că mi-am făcut o idee, ar trebui să fie în regulă. Dar mi-e ciudă de numai pentru asta. Pentru asta trebuie neapărat să găsesc o soluție, că e very cute. Până una alta, să pun asta pe cana de asta. Pentru că o să fie noua mea cana de cafea, dacă este totul bine. Așa. Trebuie să-mi pun marcare de tăiere. Așa. Da, bun, am mai bine. Ok. O, doamne. Pare în regulă.
Asta pare bine pusă. Hai să dăm drumul. Așa. Ce mișto e ecranul ăsta. Ok, hai să vedem. No. Ah, ok. 85, am înțeles. Punem aici la 200. Ecranul ăsta e super șmecher. Cana, sper că nu mă prăjesc tot. Așa. Trebuie să am grijă aici, pentru că aici e puțin depărtată de mâner. Și aici nu. Trebuie să am grijă pe viitor să o pun mai spre mijloc sau să nu mă duc cu designul până aproape de asta. Ba. 4, 3, 2, 1. Uei, cam pârâie. Am crezut că o să-mi pleznească în mână. Deci efectiv o pârâit când am luat-o de acolo. Poftă mare. Bun, și acum să ajustez aici pentru cana mai mică. No, bă, adică nu știu cât trebuie să ajustez pentru cana mai mică. Sfat pentru mine. Nu fă când una după alta fără să verifici totul. Deci când le alegi un fel, pătate, și după aia reglat pentru asta. Arase sărăcit? Ui, nu, nu, nu. Ok. Ah, presc. Iau cu cârpa. Ok, și asta o părâit. Completely normal phenomenon. Da, bun, lăsăm să răcească. Între timp vreau să încerc o chestie cu puzzle-ul. În momentul în care sunt noi, e destul de anevoios de desfăcut și când o să le trimitem, când o să le expediem, trebuie să le expediem desfăcute. Și vreau să văd dacă se strică dacă fac asta. Nu, nu se strică. Bun, ok, hai că acum știm. Deci, efectiv, încerci să rupi și se desface foarte bine și fai frumos. Chiar mi-e gusta. Mi-e very, very gusta. Bun, deci nu durează mult să le distrugi. Ceea ce e super bine. Nu sunt atât de curios de asta, hai răciți-vă o dată. Asta e fierbinte. Asta e fierbinte. Încă un pic. Dar de imprimanta asta eu sunt super impresionat. Deci ce culori faine scoate. Când se printează, arată așa, deci arată super spălăcită. Dar după sublimare, e atât de frumos, e awesome! Dar, da, îmi place super mult ăsta. Și asta aici. Good printer! Cred că s-a răcit suficient. Faci tonorurile? Da. Pansu! Să vedem, sper că ieși bine. Pentru că e prima cană. Și vreau să văd dacă ieși bine, dacă știu ce fac. Nu a ieșit bine. Trebuia să fie full black? Trebuia să fie negru, nu aproape negru. Dar asta a fost a doua, poate n-a reglat bine presiunea sau poate mai bine pună asta. Hai să vedem prima. Da, deci probabil n-am pus destulă presiune pe asta. Of damn it! E frumos așa. Să vedem asta cu babele de cafea. E bine, dar nu e bine. De ce? Pare așa faded. Asta cred că e un semn de temperatură neuniformă. Aici jos nu pare... Vezi că jos pare mai... Șteasă. Da, exact. Da. Asta probabil e temperatură neuniformă. Ok. Și cred că știu de ce. Pus-o aici, așa. Eu am lăsat aici. Și astea se strâng conic. Dar trebuia să o duc până în mijloc și să se strângă asta uniform. Ok, my bad. Dar nu arată rău nici așa. Nu-i groaznic. Nu-i ceva ce-am vinde, dar nu-i groaznic. Mai trebuie încercat. Pe puzzle am stricat unul singur. Căni, hai să sperăm că doar pe astea. Pe asta mie îmi place așa. Așa mai faded? Da, că nici că e verde. Mhm.
Deci trebuie să fie negru. Ok, facem sublimare aparent. N-aș fi crezut vreodată că o să zic asta, dar facem sublimare. Tocmai cu un sau gras. Ne vedem mâine. Ciao!